Începând de joi, Consiliul Local funcționează din nou în formula completă. În locul rămas vacant după arestarea conservatorului Paul Rusu, a fost validat liberalul Daniel Prorociuc. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava. Așa să mă ajute Dumnezeu. Un nou consilier a fost validat și în Consiliul Județean. Democrat-liberalul Radu Constantin Pricope a fost validat în locul rămas liber după demisia lui Ioan Bădeliță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu.